A discutat până în acest moment și dacă s-a rezolvat situația. Și încă de aseară, de când am aflat de la directorul companiei și de la domnul primar, am luat măsurile necesare pentru a-l contacta pe directorul general de la Societatea Națională a Sării, pentru că acolo stă decizia în a debloca această situație. Din păcate, din câte relatează angajații de aici, de la Ocnadej, am fost împreună cu domnul primar și cu directorul jos în mină astăzi de dimineață. Din păcate, fondul de salarii de la compania din Ocnadejului a fost diminuat pe 2015 cu 248.000 de lei în raport cu fondul de salarii de anul trecut, în condițiile în care productivitatea muncii a crescut. Deci este o situație normală că acei care produc mai mult oarecum sunt pedepsiți prin buget și primesc un fond de salarii mai mic în anul în care produc mai mult. Și am convenit cu conducerea de aici și am discutat și cu domnul viceprim-ministru Borg azi noapte la 12 în legătură cu situația de la Dej. Astăzi, în sfârșit, s-a reușit să ia legătura cu directorul general, care este pe drum și va veni aici la Ocnadej pentru a clarifica situația. Situația în mină este una tensionată. Minerii, pe bună dreptate, cer drepturile lor în condițiile în care au și-au îndeplinit obligațiile contractate și chiar au depășit aceste obligații cu un procent de aproape 10%. Și acea depășire de activitate trebuia recompensată. O să vă dea câteva detalii și domnul primar în legătură cu acest lucru. Și credem noi că astăzi se va găsi soluția potrivită pentru a debloca această situație. Noi am și luat măsuri încă de aseară pentru a fi prezenți aici, după cum se vede, o ambulanță tot prezent în tot timpul nopții și astăzi va fi aici atât timp cât oamenii vor fi în subteran. Le-am asigurat apă, mâncare, totul să aibă condiții oarecum corespunzătoare pentru a nu avea și alte evenimente nedorite de noi toți în această perioadă apropiată sărbătorilor de Crăciun. Mine sau producția este oprită? Nu, producția este oprită, v-am dat declarația așa seară și lucrurile nu s-au schimbat în sensul că nu s-a rezolvat până în acest moment situația. Minerii sunt îndreptățiți să primească acea sumă care o invocă, pentru că în anul 2014 au realizat un venit de 110 milioane mii lei. În acest an au realizat 116 milioane mii lei, deci o creștere cu aproximativ 6%. Deși au făcut o creștere cu aproximativ 6% față de anul anterior, primesc cu aproximativ 250 de mii mai puțin în acest an ca și distribuție salariară pentru filiala din Ocnadej. Doresc să spun faptul că nu se deblochează această situație, cum am spus la seară, până când directorul nu va fi prezent aici și va încheia un protocol între Regia Națională și secția de la Ocnadej. Diferența de 250 de mii nu este o sumă mare la nivelul regiei, pentru că minerii sunt îndreptățiți, cum spuneam, să primească această sumă. Mai mult, invocă și faptul că, conform realizărilor, ar trebui să primească 350 de mii față de anul trecut în plus. Iată de ce suntem în situația în care putem debloca această situație și mai mult, eu nu voi înțelege niciodată, dar niciodată, faptul că am ajuns la o centralizare excesivă la nivelul regiei Sării, pentru că a trebuit descentralizat tot ce înseamnă filialele din țară. Sunt 7 sucursale în țară, din care Deju realizează 35% din toată producția țării. Vă dați seama, fondul de salarii este undeva la 15-16% din tot ce înseamnă fondul la nivelul țării și noi realizăm 35%. Trebuie o descentralizare, pentru că noi, de pe timpul romanilor, exploatăm sare în Deju. Nu ne putem bate joc de această societate. Din contă, trebuie să o sprijinim. Trebuie să vină reprezentantul de la nivel național aici, trebuie să vină, dacă e cazul, și alt miniștri, pentru că noi trebuie să deblocăm această situație și, în plus, greviștii vor cere și acest lucru, descentralizarea. Cum i-ați găsit pe minerii în mine? Mai rezistă? Au provizii? Din păcate, sunt probleme cu alimentația, a fost aprovizionați cu mâncare, dar au fost bolnavi, au fost cazuri în care au fost transportați la spital mineri și în dimineața asta și azi noapte, deci nu e o situație ușoară, pentru că sunt aproape 30 de ore de când stau subteran.
E tare năcăjit de noi, că nu ne-o cătat de 48 de ore, băgaia în tot în apă. Să murim acolo, n-avem aer în mine. Majoritate, trebuie să ieșim la jumătate de oră, la oră afară, că n-avem aer. Acum. Nu s-a interesat nimeni. Poate chiar trecut. Minerii sunt blocați în subteran, îl așteptăm pe domnul director general, care se pare că ajunge foarte greu. Noi chiar l-am declarat pierdut și totodată îl declarăm nul. De asta să fie convins. Nemulțumirile... Avem aici și prefectul, primarul, sunt cei care ne-au venit în ajutor. Deocamdată ne dau dreptate în doleanțele pe care le avem. Revendicările minerilor sunt puse pe hârtie. În primul rând, putem spune că în luna august ne-am trezit dintr-o dată cu un fond de salar tăiat. Așa, pur și simplu, fără consultare, fără nimic, domnul director general a făcut o dispoziție prin care... Are făcut o redistribuire a fondurilor de salarii. Dar despre ce sumă e vorba? Nu avem datele exacte, e o sumă care pe noi ne-a afectat, că era mai mică comparativ cu fondul de salarii din anul 2014. În acel timp, noi realizând indicatori mai mari, venituri mai mari ca în anul 2014. Am avut nenumărate întâlniri din data de august, când a dat el adresa respectivă, am făcut adrese sindicatele împreună cu conducerea Salinei Ognadej, prin care ne-am adus foarte greu. La nu am fost mulțumiți de adresa respectivă și nu am văzut un raport real în modul de repartizare a fondurilor de salari în funcție de veniturile aduse de fiecare sucursală. Acum ce se întâmplă în mine? Cum sunt minerii? Minerii sunt ok și așteaptă... Pe această cale salută familiile. Toți sunt în regulă. Ne pare rău că... Da, și noi probabil se vede că suntem cam obosiți. Asta este, dar nu vor să cedeze până nu lămurim problema cu domnul director general. Până acum, dar... Toate schimburi sunt în subteran? Toți minerii care lucrează și toți minerii sunt în... Peste 100 de persoane. Mai puțin noi doi. Dar după anumite discuții... Coborăm și noi alături de ei. Dar ce vi s-a spus? Sunt șanse să vă... Verbal ni s-a transmis. Directorul de sucursală, din discuțiile care le-a purtat cu directorul general, șansele par să fie slabe, dar minerii sunt hotărâți să facă și Crăciunul aici, dacă nu li se rezolvă revendicările. Discuțiile pe care puțin... ați făcut, domnul prefect, ce ați rezolvat? Domnul prefect ne dă dreptate și chiar se întreabă cum îi se pare aberant dacă, ca să vorbim așa în procente, facem venituri de 30% din valoarea societății, primim un fond de salar consumat față de fondul de salar al societății undeva la 20%. Și în condițiile în care ne depășim indicatorii pentru anul acesta, indicatorul programat, primim un fond de salar mai diminuat mic decât anul trecut. Anul 2014. Asta este ceva nou, ni se pare aberant. Am făcut nenumărate adrese cu directorul general. Răspunsul a fost mereu
În data de 16 am avut o întâlnire cu directorul general la București, o problemă cu o indemnizație de vacanță care nu mai putem să o obținem din anul 2016 în continuare datorită legilor în vigoare și la care am solicitat și un răspuns la problema cu fondul de salarii. Mi s-a transmis verbal că la finele lunii decembrie o să facă o reglare între sucursale și sumele de la sucursale care nu și-au realizat indicatorii o să devină la DEJ, la care am cerut să-mi dea un acord scris, semnat și parafat de directorul societății directorul general a Sării, pentru că în data de luni a mai fost un precedent. Colegii din schimbul 2 au încercat să protesteze cu chin cu vai, i-am convins să mai acceptăm 2-3 zile răgaz să vedem dacă avem ceva răspuns. Am venit la București, l-am anunțat, atâta timp când nu am un răspuns scris, semnat de dânsul, credibilitate, oamenii nu o să mai aibă dânsul. Pe linie sindicală am încercat toate demersurile, le-am făcut. Sigur, nu ne favorizează nici legea dialogului social. Deci, pe cale legal am făcut tot ce ne-a stat în putință. Colegii au hotărât, oameni buni, nu putem legal să vină directorul general aici. Tocmai de asta, vedeți, suntem în weekend, suntem acolo. Nu dorim să periclităm producția. Departe de noi gândul, acest gând, dar asta este situația. În acest moment nu se lucrează în întreaga salină, nici cea de la suprafață. Nu se lucrează în întreaga salină. Dar dacă va fi nevoie și doleanțele ne sunt satisfăcute, nu-i nicio problemă, revenim, lucrăm și de Crăciun și în sărbători. Pe pancarde stă scris Duca demisia, îi cereți practic demisia? Da, Duca este directorul general, îi cerem demisia. L-am așteptat, i-am dat un termen, sau minerii din subteran i-au dat un termen până azi dimineață. Au hotărât de comun acord, în cazul în care nu vine, îi cerem demisia. Pentru și eu cerem. Pentru deci, subteran este asigurată hrană, avem, avem asistență medicală. Da. Colegii de afară chiar au făcut o chetă de dimineață, au venit, ne-au adus mâncare, apă, cafea, toate necesare ca să putem. Toți minerii din subteran sunt ok și chiar vă rugăm pe această cale să transmiteți familiilor lor că, sau din partea lor, familiilor, că sunt în regulă și hotărâți să rămână până rezolvă problema. Le ia amenințată sănătatea într-un fel că stau atâtea ore subteran? Nu. Normal, sunt condiții speciale. Nu este ușor, dar sunt căliți. Sunt căliți și hotărâți. Oboseala, stresul, nervii își spun probabil cuvântul după atâtea ore de stat în subteran. Noi nu arătăm așa bine. Am fost alături de ei. Am ieșit acum să discutăm cu domnul prefect și cu primarul, dar ne întoarcem înapoi. Dar înțelegem că totuși a fost un incident, a intervenit ambulanța. Acum când am ieșit afară, da, a fost... Un coleg a avut o stare de leșin din cauza oboselii. S-a rezolvat.